sunteți la începutul unui nou mandat. Au trecut două luni, puțin peste două luni de la alegerile locale. Vă felicităm cu această ocazie pentru succesul din alegeri. Pentru început v-aș ruga să ne spuneți care au fost principalele obiective, realizări pe care le-ați marcat la sfârșitul primului mandat, astfel încât începeți un nou mandat cu alte obiective pe care le vom puncta ceva mai târziu, dar, repet, care au fost principalele obiective pe care considerați că le-ați îndeplinit la sfârșitul primului mandat, celui anterior? Da, în primul rând țin să vă mulțumesc pentru felicitări. Și ce vă pot spune despre realizările din primul mandat? Eu am solicitat cetățenilor din Comuna Schitu schimbare în 2012. Oamenii au fost de acord și au subscris la această schimbare. De aici derivă obligația mea de a mă ține de cuvânt, să-mi respect promisiunile pe care le-am făcut. În primul rând am ținut să iau parte la modernizarea și la activitățile școlare. După raza comunei, după observațiile mele, fiind lăsate la urmă aceste activități. Am început cu scrierea unor proiecte pentru înființarea unui teren de fotbal, de sport, practic, să aibă și copiii unde își desfășura activitățile de educație fizică și un loc de joacă pentru copii. Copiii de la grădiniță, de la 8 la 13 ani. Proiectul a fost implementat prin grupul de acțiune locală din județul Giurgiu. A fost finanțat și realizat în circa 12 luni. După care, la nivel de Comuna Schitu, vreau să vă spun faptul că infrastructura era cam nu era. Am luat hotărârea să căutăm resurse de finanțare. Am luat legătura cu proiectanți, specialiști, cu cadastriști pentru ridicări topo, în vederea efectuării unor reparații de drumuri și modernizării unor drumuri de la început, prin turnarea de covoare asfaltice. Am reușit chestiunea asta prin ajutorul și finanțarea de la Ministerul Dezvoltării, un drum care se întinde pe 5,8 km în satele Bila și Căminească. Acum suntem la sfârșit de proiect, pentru că banii se dau în funcție de cum există disponibil la Ministerul Dezvoltării, pentru că nu numai Comuna Schitu are aceste probleme de finanțare. După care am mai implementat un proiect de alimentare cu apă în satul Vlașin. Pentru că, din păcate, niciunul dintre sate nu avem așa ceva. Am început, repet, cu satul Vlașin, unde populația este mai compactă și proiectul având o valoare mai sustenabilă din punct de vedere al cantității banilor. Menționez că suntem pe sfârșitul proiectului și ca termen de execuție, în luna noiembrie, ar trebui să fie funcțional. Banii ne-au venit regulat în funcție de lucrările care s-au executat. Am făcut recepție și am trimis la minister facturile. Despre dezvoltare pe plan local, ce să vă mai spun, avem la fel un proiect pentru modernizarea căminului cultural, care chiar ieri am depus proiectul tehnic la centrul regional de la Târgoviște. Mi s-a transmis intenția de a
de a semna contractul de finanțare, noi am depus toată documentația și acum așteptăm o săptămână, două, maxim trei săptămâni să fim chemați pentru semnarea proiectului de finanțare pentru modernizarea căminului cultural de la satul Bila și dotarea acestuia. Avem o sumă aprobată rezonabilă, unde și acest cămin cultural reprezintă o, practic o schimbare de structură a satelor și a mentalității, pentru că oamenii noștri, copiii noștri în general, nu au unde să vadă o piesă de teatru, să vadă un spectacol, să desfășoare activități culturale. Și prin această hotărâre a noastră, susținut și de Consiliul Local, bineînțeles, susținut de mai multe structuri ale statului, am reușit să facem eligibilă această problemă la căminul cultural. Ați intrat deja în al doilea mandat din discuția pe care o purtăm acum. Ați vorbit despre acest proiect aflat în așteptare pentru a-l demara efectiv ca și lucrări. Ce vă propuneți pentru acești 4 ani care urmează din mandatul pe care îl începeți? Da, în mandatul care m-au garantat și m-au mandatat cetățenii din comună cu o pondere substanțială și pe aceasta care țin să le mulțumesc și sub promisiunea mea de nu mai lăsa sau nu mai neglija, mai am câteva proiecte importante în planul meu din mandatul 2016-2020 foarte curajoase. De exemplu, școala centrală din Nicolae, din satul Vlașin. Am un proiect pentru modernizarea ei prin extindere de 1.900.000 de euro. Bani care vor fi drămuiți gospodărește și vom avea o școală modernă în care copiii vor veni cu drag la școală. Această școală va fi dotată cu laboratoare specifice. Va fi dotată prin extinderea ei cu o sală de sport modernă, la fel cu dotări moderne, cu aparatură și așa mai departe, încălzire centrală, etc. Proiect pe care așteptăm să-l introducem la finanțare. În mandatul ăsta sper să fie gata. La fel și celelalte școli, tot printr-un program al Ministerului Dezvoltării, avem finanțare pentru modernizarea acestora, adică acoperișurile vor fi înlocuite, încălzirea va fi, celebrele sobe pe lemne vor fi înlocuite, care săracele au și ele o vechime atât de mare încât nu mai fac față la frigurile din zilele noastre. Avem, așa cum v-am spus, proiecte de modernizare pe cele două școli de la Bila și Căminească. Banii sunt atribuiți prin ordin de ministru, numai că trebuie să parcurgem procedurile legale pentru licitații și atribuirea în spiritul legii celor care vor câștiga licitațiile și să ne apucăm de treabă. În afară de școli, mai avem un proiect de alimentare cu apă în satele Bila și Căminească, plus canalizare. Avem solicitare de finanțare la Ministerul Dezvoltării, pentru că, de ce vă spun frecvent de Ministerul Dezvoltării, noi nu ne încadrăm în master planul județului. Având o populație mai mică de 2.000 de locuitori, noi nu putem accesa fondurile europene.
și iar aceste comune rămân în sarcina Ministerului Dezvoltării ca să finanțeze aceste lucrări de alimentări cu apă, special pentru comunele care au mai puțin de 2000 de locuitori. Aveți această problemă, numărul de locuitori nu permite să... Avem această problemă care nu ne permite și atunci ne-am repliat cu Ministerul Dezvoltării. Atunci ne-am repliat pe finanțarea Ministerului Dezvoltării, care merge mai greoaie, dar merge. Vă rog să ne vorbiți și despre Consiliul Local, legislativul comunei, care s-a format acum după alegeri o nouă componență. Care este relația primarului cu acest Consiliu Local? Care este sprijinul pe care îl primiți? Este important ca un primar să aibă sprijinul Consiliului Local, care decide atunci când primarul propune anumite lucruri ce țin de competența Consiliului Local. Exact așa cum spuneți, componența Consiliului Local este foarte importantă pentru un primar. În țara noastră, consiliile locale au un rol foarte, foarte important, pentru că primarul nu poate să ia nicio hotărâre, nicio decizie fără consimțământul și votul consiliului local. Ce v-aș putea spune despre consiliul local? Faptul că în urma alegerilor din luna iunie 2016 am obținut cu partidul meu, din care fac parte, un număr de 7 consilieri din 11. Ceea ce denotă că avem o majoritate, sau am o majoritate suficientă în Consiliul Local pentru a lua hotărârile cele mai importante vis-a-vis și de bugete și de toate celelalte care au o silențiozitate mai mare cu privire la numărul de consilieri. Trebuie să avem 2/3 din numărul de consilieri, dar până acum, în ședințele de consiliu pe care i-am întrunit, toate propunerile noastre în Consiliul Local au fost luate cu unanimitate de voturi. Pentru că, vreau să vă spun, noi prezentăm numai propuneri de hotărâri pertinente. Chiar astăzi am avut o ședință de Consiliu extraordinară cu privire la implementarea cadastrului general în Comuna Schitu. Un pas foarte mare, un pas foarte important și îndrăzneț ca să reușim să implementăm cadastrul general la nivelul Comunei Schitu. Acum să vă rog să vorbiți și despre relația cu Consiliul Județean, și asta pentru că o primărie, o localitate depinde în anumite situații și chiar în destul de multe situații și de un sprijin pe care îl poate oferi Consiliul Județean, inclusiv din punct de vedere financiar, dar și din multe alte puncte de vedere. Știm cu toții, același partid din care faceți parte deține majoritatea și în Consiliul Județean. Spuneți-ne cum lucrați cu actualul Consiliu Județean în forma sa, așa cum a ieșit din alegerile din luni. Da, este un lucru îmbucurător că președintele și consiliul și majoritatea consilierilor județeni fac parte din partidul din care sunt și eu, al care sunt și eu membru. Ce să vă spun, deocamdată chiar nu am avut, noi avem o relație foarte bună cu Consiliul Județean. Sunt foarte bună pentru că încă n-am avut nevoie de dânsii. Atunci vom vede dacă relația va mai fi atât de bună și atât de cordială ca și în prezent. Deocamdată, mare lucru, nu am avut nevoie de ajutorul Consiliului Județean, pentru că noi proiectele care le derulăm sunt o parte pe finanțare europeană, o parte pe finanțarea Ministerului Dezvoltării și ajutorul de la Consiliul Județean, nu spun că nu-l vom cere în viitorul apropiat, dar urmează. E un început de drum și tu așteptați să se ivească ocazia sau să fie nevoie să-i și solicitați.
Bineînțeles, vor fi situații în care vom avea nevoie și vom cere sprijinul Consiliului Județean negreșit. Avem ca problemă generală și nu numai a mea, întregului județ, este groapa de gunoi de la ecologică de la Frătești. Deci colectarea deșeurilor cu care am avut atâtea probleme, iar acum, după multă muncă, cred, și seriozitate a ultimilor șefi de ADI, colectarea deșeurilor sper să fie aproape de adevăr. Să putem să punem lucrurile așa în raftul în care trebuie cu privire la colectarea deșeurilor, pentru că încă la comuna Schitu e o problemă. O problemă destul de sensibilă este și asigurarea surselor financiare proprii. Comuna Schitu, din ceea ce știu, nu are mari contribuabili din punct de vedere economic, unități economice foarte mari care să ajute din punctul ăsta de vedere bugetul comunei. Sunt și persoanele fizice, cetățenii comunei, care contribuie, așa cum scrie la lege, cu taxele și impozitele respective. Cum stați din acest punct de vedere? Și respectă datoria contribuabilului din Schitu, indiferent că e vorba de agent economic sau persoană fizică? În mare măsură, cetățenii din comuna Schitu își plătesc regulat impozitele. O problemă cu care ne confruntăm este faptul că sunt foarte mulți plecați moștenitori care, din păcate, vin la 2-3 ani când au nevoie de câte un act, ceva, și atunci își plătesc impozitele. Dar cetățenii care locuiesc pe raza comunii nu sunt probleme mari în plata impozitelor. Cu privire la oameni, la firmele care sunt pe raza comunei, din păcate sunt cam puțini agenți economici. Pentru că singura activitate pe care o desfășoară în zona noastră este agricultura. Eu, prin faptul că îndrăznesc să încep un cadastru general pe raza comunei, asta e o problemă cu viziune mai îndelungată, pe termen mai lung. Aș vrea ca în comuna noastră să atragem un număr cât mai mare de investitori și, de ce nu, și tineri care ar putea să-și desfășoare activitatea în cadrul comunei noastre prin înființarea unor microferme, pentru că centrele regionale de dezvoltare pe relația PNDR, dezvoltarea satelor românești, finanțează o categorie de tineri până în 35 de ani, dacă nu mă înșel, îi încurajează să-și înființeze unele microferme și fiecare ar putea avea câte 2-3 angajați și în felul acesta ar putea să se mărească și numărul de contribuabili și numărul de tineri care se populează comuna și așa mai departe. Cu toate că această activitate de agricultură, în special legumicultura, care nu necesită o suprafață foarte mare și nu necesită utilaje de valori mari, bani pe care tinerii automat n-au de unde să și facă rost, ar putea să fie niște activități profitabile. Pentru că o agricultură ecologică va fi viitorul, cel puțin în România, garantat. Exemple am putea da cu o familie de tineri care a venit, a închiriat de la primărie în anul 2015 o suprafață de 2 hectare și 5.000 de metri pătrați și au făcut niște solare și din discuția cu dânsii înțeleg că
profitul există, clientela există și oamenii vor să se extindă. Și pe această cale fac apel la ceilalți tineri care, din păcate, lipsa locurilor de muncă nu le permite un trai sigur, decent și liniștit, să vină la țară, să ia un hectar, două de teren, să înceapă. Recomand legumicultura și din an în an le garantez că or să vadă și să simtă gustul profitului. Domnule primar, în încheiere, apropo de diverse profesii vorbează de legumicultură, aș vrea să vă întreb dacă vă este dor de meseria dumneavoastră de bază, aceea din silvicultură, dacă vă este dor de pădure și de tot ceea ce a însemnat această profesie până să deveniți primar. Da, îmi puneți o întrebare cam silențioasă și de suflet. Bineînțeles că silvicultura este ramura care m-a consacrat, care am reușit să urc pe niște scări ierarhice, profesionale, dar viața, vedeți cum este, mai cu voie, mai fără de voie, am ajuns aici, unde, din cauza problemelor cu care mă confrunt și a dărniciei cu care m-am dăruit acestei comune, a rămas în latura secundară. Dar mă întâlnesc cu colegii mei frecvent, ne mai sfătuim, le mai dau sfaturi, pentru că toți cei care am lăsat în districtul meu sunt băieți tineri și au nevoie de sprijinul meu, cel puțin să le mai dezepezesc iarna când nu poate să intre în pădure la obiectivele pe care le au, îi ajut și ei mă ajută dacă am nevoie, nu-i problemă, sunt niște băieți săritori și păstrăm o legătură. Dar ca să încheiem cu silvicultura, este o ramură care n-am să o uit niciodată și poate cine știe, poate să mă întorc înapoi la un moment dat. Domnule primar, vă mulțumesc, vă urez succes și un weekend cât mai plăcut. Și eu vă mulțumesc pentru timpul acordat și pe această cale, nu în ultimul rând, vreau să garantez cetățenilor din Comuna Schitu că voi fi alături de ei în orice condiție.